Oamenii de teatru vorbesc despre scenă și despre teatru în general ca despre un spațiu supus miraculosului. Cum se comportă timpul în acest spațiu cu totul special? Timpul e foarte diferit în teatru. Poate știți, se întâmplă câteodată ceea ce numim noi ca actorul să aibă un blank de text și pentru câteva secunde să uite textul. Aceste blancuri sunt cele mai cumplite pentru că în momentul ăla actorul are senzația că a trecut o veșnicie. Există un timp al repetiției la un spectacol care iarăși e foarte diferit. De multe ori se lucrează un amănunt timp de câteva zile, uneori chiar săptămâni, și pe urmă când facem, cum zicem noi, primul șnur, momentul ăla e o clipă. Timpul din viață e de foarte multe ori foarte scurt. Plângi după el. Pe când în teatru timpul scurt este cel mai bun, cel pe care toată lumea umblă. În seara premierei, când îți vezi spectacolul, ai emoții? Grozitoare. Nici nu se poate vorbi cu mine. Pentru că este un sentiment cumplit că tu nu mai poți face nimic. Deci este o mașinărie perfectă sau imperfectă care pornește, s-a dat primul gong, cum se spune, și din momentul ăla tu ești legat de mâini și de picioare. Și după aia, după câteva zile sau reprezentații, ai sentimentul că nici nu mai e al tău. Dar detașarea asta se întâmplă foarte, tot în timp, ca să zic așa, foarte, foarte lent. Cum se integrează teatrul în viața ta de zi cu zi? Oh, se integrează prea mult. Pe mai multe paliere, că sunteți da. Și manager și regizor. Mănâncă și... cam tot timpul. De altfel, în meseria noastră e foarte greu să ai prieteni. Greu găsești oameni care au prieteni în afara meseriei, pentru că oamenii din afara meseriei noastre nu pot înțelege anumite situații în care suntem puși și asta creează de multe ori probleme mari. Cum a apărut pasiunea pentru teatru? Probabil ți-a fost transmisă de părinți. Norocul meu a fost că n-am avut bonă. Nu se purta pe vremea aia babysitterul. Și atunci, de pe la 3 ani jumate, m-au luat în teatru, n-aveau ce să facă cu mine. Și acolo mi-am spart capul, acolo mă plimbam prin culise, pe la repetiții, și am copilărit, pot spune, în teatru de comedie. Ești și manager de teatru, pentru că ești directorul teatrului Bulandra și, pe de altă parte, și regizor. Nu simți că activitatea asta administrativă o canibalizează pe cea de creator, de regizor, de artist? Ba da, o canibalizează rău și de asta am și decis acum cu ultima mea premieră că nu o să mai admit lucrul ăsta. Adică teatru merge bine, lucrurile pornite, mă voi ocupa mai mult de ce îmi place mie să fac. Cine ești în momentul în care nu ești în teatru? Ce faci când nu faci teatru? Îmi place să călătoresc. Îmi place foarte mult să ascult muzică, am o întreagă pasiune pe tema asta. Fără să ce fel de muzică? Ascult foarte multă muzică. Din ce domeniu? Din toate. De la rock până la muzică barocă și mă scufund așa în timpul ăsta cât de puțin îl am în muzică, fără să fiu o enciclopedie sau... Îți permiți, răsfățul, de a-ți dedica timp ție? Da, meseria noastră e o meserie egoistă. Maxima generozitate, de fapt, denotă un egoism extraordinar, pentru că, până la urmă, ca să faci ceva pentru alții, trebuie să te pregătești pe tine. Și nu te poți pregăti pe tine dacă nu faci ceva pentru alții. Și așa mai departe. Filmele americane ne-au obișnuit cu expresia asta, quality time, timpul de calitate. Ce înseamnă pentru tine timpul de calitate? Cred că un lucru cel mai important este... Dacă te întâlnești cu cineva să vorbești, cine e persoana, dacă ai un timp de calitate, înseamnă interlocutorul să fie pentru tine de calitate,
Dacă te duci într-un loc sau mănânci ceva bun, lucrul ăla să fie de calitate, atunci ai calitate. Tot ce este prost, după părerea mea, tot ce este urât, tot ce este murdar, tot ce este, tot ce înseamnă mârlănie, se repercutează și asupra calității, Calității timpului, da. Adică ai senzația că ți-ai pierdut timpul. Și cred că asta e și lecția la 51 pic de ani, cât am eu acum, că, până la urmă, cel mai prețios lucru pe care îl avem e timpul. Și undeva îmi pare foarte rău că în momente ale vieții mele am lăsat să treacă timpul. Dacă aș fi să o iau de la început, ăsta e singurul lucru pe care, într-un fel, l-aș schimba. Pentru că până la 20 de ani timpul este al tău, după 30 e al altcuiva, iar cu cât mergi în sus, cu atât el, timpul devine mai fulgerător. Prietenii. Cum poate rezista prietenia în fața curgerii timpului? Ai vreo rețetă prin care să contracarezi erodarea pe care o realizează timpul în orice relație umană? Nu prea, pentru că, până la urmă, relațiile se nasc, după părerea mea, nimic nu e întâmplător, se nasc într-un anumit moment al vieții tale și dacă ești un om norocos, se nasc când trebuie să se nască sau când tu ai nevoie de ele fără să știi. Din păcate, ele dispar la un moment dat în pofida tot ceea ce încerci să faci. Trăim într-o lume care se confruntă cu sindromul lipsei de timp și toată lumea se plânge de acest neajuns. Cum lupți împotriva acestui sindrom? După părerea mea, timpul este subiectiv. Asta nu înseamnă că timpul universal nu există. Dar timpul este eminamente subiectiv. E un lucru cunoscut, faptul că un vis durează câteva secunde. Eu cred, de altfel, în această existență, la modul obiectiv a mai multor timpi. Cred că oamenii care sunt agitați și oamenii care sunt tot timpul obsedați de planificare, de program, știu ce fac cu 7 luni înainte, au un timp al zilei foarte bine ordonat, o mulțime de întrevederi de la ora la ora, de la ora la ora, de la ora la... Cu cât sunt mai programați, cu atât au o lipsă mai acută de timp. Inversul, oamenii care meditează, care obișnuiesc să stea, nu știu, într-un exercițiu de meditație sau cu altă ocazie, nu știu, citesc sau ascultă muzică sau nu știu ce fac, nu au această senzație. De-aia nu se zice că pentru asiatici care fac yoga, de exemplu, timpul are o altă valoare, nu se auzi niciodată că se plâng de lipsă de timp, dimpotrivă. Și atunci cred că timpul trebuie prețuit, dar în același timp nu trebuie să devină o obsesie, pentru că altfel ajungi ca pe Wall Street și uitați-vă ce se întâmplă pe Wall Street. Ok, atunci să ne relaxăm. Mulțumesc! Cu mare drag!